just levitate. Limosno, ambi fronti ne giù un corso, do hai duc pericoloso, no glumiesc. Li do co spaim, co terroare, co cuzzetto di indotare, la terz voi ricari in del nespe. Se un possessoro un ricari, 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 se un Da, sunt unii mai nervoși care, într-adevăr, cai albi sunt absolut preferații mei de când Vai de capul meu, excelent, stă la o herghilie unde sunt peste 150 de cai, mă, frate. Uite ce superbități, gen, absolut genial aici, în județul Făgăraș, la Palatul Brukenthal? Nu, sâmbăta de jos. Ah, sâmbăta de jos. Unde? Există și un palat Brukenthal care este în construcție, în și nu se renovare. Vizitează. Herghilie, sâmbătă de jos. Da. Deci aici la concursuri, lucruri, e un spațiu destul de mare, domeniul pare ca aparținut unui străin foarte bogat la oameni. Și acum călți ăștia frumoși, ha, să lezi ce crea. Culmea este că ăștia negri sunt mai rari aici. A, și cu spatele către noi, nu? Frumos, bravo, injecție bună ai trage la unul ăsta. Primit la cineva care mai putea să ții. Este apropii de ei, trebuie să te pui pe margine, chestii, să... Questo è il jockey, ma... Ok, Hergelia asta a început în 1920 and it's still crack a poppin'. Frumos, bravo, băieți! Măr, ras, domn polițai Marian Godin mai scrie o carte în mașină și se nervează că lucrează în zadar. Hai ținut, că n-are undă atât de lungă până la murgul meu să ajungă, deci prin urmare el nu apare pe radar. Robocop, eu știu că nu ne împăcăm, dar nu ne prea sincronizăm. Când vine tot era eu mor, dar dânsul scapă. El are și un motiv de fală, dar văd că sunt copii în sală. Oricum e foarte bucuros când vede o iapă. Galop! Și ca să ducă necazurile pe apa sâmbătei, am fost să vedem și căluții mânzii. Doamne, ce bun și drăguți sunt cu iepele lor. Și ce-am mustrat până în alta pe aici prin județe când ne tot plimbăm și accesăm diversele facilități care sunt Herghelie, castele și așa mai departe. Persoanele cu dizabilități au intrare gratis și chiar la castelul lui Mihai Viteazu, sau de fapt al lui doamna Stanca, a avut gratis și însoțitorul, ceea ce mi se pare foarte cool, bravo, că măcar în Ardeal avem influențe din străinătate. Bravo, oameni, sunt mândru de voi. Plecăm din Herghelie acum, a fost frumos. Așa, bravo! Bravo, puțin! Andrei Bolesc pe aici. Bine ați venit, castelul de lut, Valea Zânelor. Sună destul de magic. Ce face? A, vă uitați după hortenzii. Doamnele se uită după flori. Și până la alta arată destul de interesant valea asta. Frumos amerajată, cu piatră, cu tot ce trebuie. Valea Zânelor. Însă e interesant că nu prea ai voie să fumezi, ceea ce pentru mine este absolut perfect. Vă mulțumesc foarte mult pentru această regulă. Da, aparent au și un băruleț și din nou intrare gratuită pentru persoane cu dizabilități, dar nu pentru pensionari, ceea ce e ciudat. Aici la zone se pare că nu. Și nici pentru copii, nu? Deci copiii, pensionarii plătesc full. Doar noi, persoane cu dizabilități, aparent avem gratuitate. Which is cool. Asta e turnul de care ziceam, mama?
trag un cădruleț. Cum aveți pe la mine, este efectiv pe mine, gata, a plecat. Iată, frate, suntem aici pe într-un turnuleț din ăsta super cute, improvizat, și că stăm într-o fântână aici cu Andreea. Și ce pot să zic, Valea Zânelor e cât de cât magică, dar nu super. Și pentru că așteaptă persoane să urce, o să coborăm acum și continuăm vlogging-ul mai departe, jos. Pun astea, făcut o treabă. No, wait. Brady, wait, dragă. Să încearcă să poate bea și ea niște apă. Brady, come on, drink some water. Spațiu pentru cățeii, gen? Spațiu. Dacă apă să vin coace. Alright. Brady!